Ce relație aveți cu Marcel Ciolacu, cu președintele PSD? O relație, mă rog, bună, să zic. Vă susține? De exemplu, dacă o să candidați la Congres, aveți susținerea dânsului? N-aș putea să vă răspund dacă am susținerea dânsului. Știu că dânsul, nu că știu, am simțit, dânsul sprijină tineri. Ne-a spus-o la diferite întâlniri. E unul dintre liderii partidului care, și când nu era președinte, și astăzi participă la aproape toate activitățile tineretului social-democrat. E prezent. Tot timpul ne-a sfătuit, ne-a criticat când a fost cazul și tot timpul a spus-o atât în spatele ușilor cât și în public că pentru el tinerii sunt viitorul partidului, tinerii sunt cei care trebuie sprijiniți în primul rând. Nu spune că mă sprijină pe mine în mod special, spune că sprijină tinerii. Dacă ne uităm în foarte multe zone, inclusiv acum, zona guvernamentală, secretar de stat, dacă ne uităm în diferite agenții și așa mai departe, veți vedea foarte mulți tineri care au fost promovați în aceste poziții. Tineri bine pregătiți, tineri care au studiat în țară, în străinătate. Deci cred că este o politică a partidului și a președintelui Ciolacu de a sprijini tinerii în general. Eu, dacă ne referim la alegeri, aș prefera o competiție. Cred că o competiție este foarte sănătoasă într-o organizație de orice fel și sper ca să avem o competiție la șefia PSD.